No, nu cred. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Prietenii mei, eu am o stare bună, sper că aveți și voi. În sfârșit, bă, s-a făcut frumos afară, bă, că gata, bă, s-a terminat. Am avut 4 anotimpuri într-o zi, bă. Bă, stăteam și eu pe TikTok, că am început să postez și eu clipuri pe TikTok și merge bine, știi? Și stăteam eu într-o seară, când mi-a apărut pe For You videoclipul ăsta. Și dacă cumva credeți că e un singur videoclip de genul, e bine, nu, nu, nu. Deci bunicuța asta e face ravagii, bă, deci e peste tot, bă, nu e ok. Și știți care e problema? Că nu e doar ea, o mai are pe încă o prietenă de ei, pe care o mai are încă o prietenă de ei, care mai are încă o prietenă de ei, care mai are încă o prietenă de ei, e full de bunicuțe, bă. Astăzi, dragii mei prieteni, uităm la bunicuțe pe TikTok, hai să facem 30.000 de like-uri și Doamne ajută. Suntem pe profilul Doamne, mi-e mai ușor să filmez de pe calculator și hai să găsim un videoclip mai faimos, știi? Videoclip care a bubuit, da? Ia uite, 228.000 de vizualizări. Let's go! Am avut poftă de pizza. Am comandat două bucăți din astea. Una mie și una soțului. Și să vedem cum este, dacă o fi una. Am mai încălzit-o puțin. Bine. Ia, gustat, doamna. Am avut poftă de cum, bă? Bă, atâta pâine, doamna. Deci vreți să-mi spuneți că doamna n-a gustat din pizza? A comandat și două felii, adică nu, o pizza două felii. E bine, pentru una, pentru ea și una pentru soțul. Alt videoclip, ia să vedem. Are o cremă, doamna, nu? Doamne, da? A, credeam cu... Dar ce face, doamna? De ce? De ce își face curăce cu cremă? Dar ce-o fost asta, bă? Videoclip cu prietenele, ia să vedem. Aoleu. Hai, bă, spuneți-mi că nu era. Hai, bă. Hai, bă, bă, de ce, bă? Bă, de ce, bă? Și pățeam ca ora. Ia următorul. Ia că mai are unul. Bă, vreau să mă întreb dacă e pe bune, am afară Caterinca. Eu nu pot să cred. Mi-a dat becaliu. Na, nu cred. Nu cred. Nu, mă. Bă, o filmat pe... pe 5Gang. Bă, pe 5Gang, bă, nu e ok, bă. Dar știi ăștia, bă, că n-au numai fan copii de ăștia de 5 ani. Au și domnișoare, domnișoare de 70 de ani. Ia încă unul. Vai, ce poză minunată o să fie, Vicky, pentru expoziția noastră de poze speciale. Păi și ce? Size, super. Vai, ce poză minunată o să fie, Vicky, pentru expoziția noastră de poze speciale. Size, super. Din câte am înțeles cum ar veni, au un clan, știi? Unde sunt toate doamnele astea, știi? Și au clanul Enat, cum ar veni. Din câte am auzit, că recent am auzit și eu. Acum hai să vedem pe domnișoara Mary Enat, care este prietena și colega de gang a domnișoarei, cum o cheamă, Vicky Enat. Și când mi se face pun mâna pe telefon și pe sus, mișcă. No. Ia. Foarte bine cu Activia. Și să vezi că o să am rezultate. Degeaba zici tu că eu mă îngraj mereu. Vicky, ce a fost asta? Ia să văd cine va mai primi astăzi o temă. Doamne ferește, sper. Mihaela a fost, Maria a fost, Iana a fost, Cecilia a fost, Ciprian. Astăzi vei primi o temă care îți place ție. Ia să văd cine va. Pe mine mă cheamă Cecilia. 999 ori 888. O seară frumoasă. Și eu unde sunt? Mă numesc Diana. Eu sunt. Până sunt, nu-mi dați notă mică. Vreau și eu o temă. Ia încă unul. Hai, bă. Mă, da. Nu, dar zici și tu acum, bă. Nu, dar zici și tu acum, o să tai oricum melodia aia că mi-au copyright. Dar nu, dar zici și tu acum. Deci eu port respect deosebit, deci deosebit. Mi se pare că TikTok-ul a devenit mult prea confortabil, bă, mult prea confortabil, bă. Adică mă cam neliniștește teribil că, bine, la vârsta doamnei dânse e admirabil. Adică la vârsta tuturor din clanul Enat este absolut admirabil ceva, dar
Mi se pare că nu știi doar o chestie de asta, să nu știu, nu, nu. Cea de-a treia doamnă din clanul enat.ro este doamna Betty Enat. Ia! Intră pe betty.enat.ro. Să ce-i cu asta? Să-mi cumperi cartea asta, costă 200 de lei. Da, mami, dacă a zis domn profesor... La ce ui? Ce? Ce asta, mă? Nu intru și nu mă mai amenința. Dar ați început toate cu poate nu intri. Nu ne mai amenința să intrăm pe Betty, că ea acum e ocupată cu comercializarea și reclama manualelor. Și dacă nu vreau. Mă uit un pic pe profilul lor și văd că au sesiune de filmat. Adică dacă ne uităm la toate, frate, toate au la un moment dat o sesiune de... Uitați aici, sesiune de filmat, mă! Ia uite organizarea aici! Păi bine că țin doamne de treabă, adică eu după 8 ani de YouTube nu pot să mă țin așa de treabă. Ia altul. Lăutați toți cu Bentley-urile voastre, cu Lamborghini-urile voastre. Dar voi aveți așa ceva, ia să vă arăt eu cum tai castravetele, ia. Ia. Ați văzut? Ia uite. Da. Mulțumim, doamnă. Foarte tare tăietorul de castra. Cred că o să-mi cumpăr și eu unul. Mai alegem unul, că... Ia. Ce faci acum? Genoflexiuni. Genoflexiuni faci? Da. Ce faci acum? Genoflexiuni. Genoflexiuni faci? Da. Ce mult! Ultimul clip de la doamna Enat, de la doamna Betty. Vă invit pe fiecare să ieșim la viola. Uite, face sport. Ia. Hai, mă. Bă. Bă. De ce, mă? De ce, mă? Mai vin, mai vin tu pic să... Ia. Ei, eu. Hai la lecă. Eu uite, dai. Doamna Coco Enat, management și colaborări, Teespring Stores. Poftim. Deci eu nu cred că au mărci. Deci eu nu cred că... Deci eu nu cred că au mărci. Deci eu nu cred că au mărci. Rebels Army by Enat. Ce e asta, mă? Nu cred, mă, că au mărci. Hai, mă, las-o, mă, nu-i posibil. Rebels Army. Dar ce treabă are logo-ul ăla, mă, cu Enat? Deci eu nu cred. Deci eu nu cred că au mărci. Au căni, au huse de... Bă, nu cred. Deci eu nu cred. Voi vreți să-mi spuneți că oamenii ăștia au și mărci, bă? Deci eu de 8 ani, de, bă, deci de atât am vreau să fac și eu mărci, bă, și nu pot, bă. Doamna Coco Enat. Și când mi se face, bă, pun mâna pe telefon și... Hai, eu te bă, las-o, mă, nu, vă rog, nu, gai, bă, vă rog. Oprește-te și ascultă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Atât de mult de lucru, de nu se poate. Oh, mereu cu lucrul ăsta mai zăbăcit și lasă-mă în pace. Bă, ce Dumnezeu asta, bă, nu-i, bă, nu-i real, bă, bă, nu-i real. Bă, deci oamenii ăștia sunt profesori, bă. Deci predau la școală, gen efectiv predau la niște elevi, la alți oameni, pe, serios. În concluzie, voi, cred că vă uitați undeva la 10 minute pe clipul meu, știi cum ar veni. Eu m-am uitat, dacă nu, în vreo 40 de minute. Deci ca să înțelegi cu, ca să înțelegeți cum am eu creierul după 40 de minute de uitat la enat. Poate nu intri pe enat.ro. Intră pe mari.enat.ro. Poate nu intri. Bă, cu domnul și cu doamna Nica, dar cu doamnele astea, asta chiar trebuie oprite pe bune. Adică e prea confortabil. Adică mi se par niște maimuțări. Adică nu e ok. Adică dacă vrei să faci, mai bine, bă, mai bine nu faci. Adică asta nu știu ce rezultă, dar nu rezultă că decât să te prostiți, să faci așa, știi, că deci nu e ok. Deci vă rog, dar opriți-vă, bunicuțe, vă rog, vă rog. Și v-am zis, mi se pare respectabil. Adică să nu se înțeleagă să vină toată, adică că au 70 de ani și totuși, bă, bravo. Dar nu e ok, nu e ok, adică mai bine nu. Eu sper că v-a plăcut și poate nu intrați pe enat.ro. Vezi ce pățiți. Intră pe sniculeț.tiktok.ro. Poate nu intri. Ce drept am făcut și noi 311.000, aproape 312.000. Suntem bastanți pe TikTok, bă. Prieteni, cam ăsta au fost clipul, n-am ce să zic mai mult. Cred că fac outro direct că nu mai pot. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult și stați cât mai puțin pe TikTok. Eu v-am pupat. Bye, bye.